Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie la bordul mașinii timpului. Astăzi vom zbura o vreme prin spațiul cosmic, vom călători la început în sistemul solar, vom pleca apoi către planete extrasolare, ne vom întoarce din nou în sistemul solar și la sfârșit, dacă mai avem timp, vreau să vă arăt un gadget. Nu știu cum să zic. O chestie care mie, vă spun de pe acum, mi-a plăcut foarte mult. O spun adesea, să-mi potrivesc și ceasul, o spun adesea, suntem într-o zonă frumoasă a omenirii, pentru că în permanență instrumentele științei ne dezvăluie lucruri noi, lucruri interesante. Și chiar pentru mine, unele lucruri reprezintă chiar o noutate absolută. Iată o noutate absolută pentru mine și bănuiesc că pentru mulți dintre dumneavoastră. V-am povestit anul trecut despre misiunea Messenger. Este o misiune extrem de interesantă, este o sondă care în martie anul trecut s-a plasat pe orbită în jurul planetei Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare. Mercur, să știți, pune multe probleme. Mercur reprezintă încă o enigmă pentru oamenii de știință. Vedeți dumneavoastră în monitorul din stânga mea, sonda ca atare, cum arată ea, acum o vedeți așa, în întregime, cum arată ea învârtindu-se frumos în jurul planetei Mercur. Cu siguranță în lunile ce vin, în anii ce vin, această sondă ne va transmite informații importante legate de planeta Mercur. Înțelegând mai bine planeta Mercur, vă spun eu, vom înțelege mai bine și cum s-a format sistemul nostru solar și vom înțelege și mai bine cum va evolua sistemul solar. Deci vom avea răspunsuri legate de trecut, vom avea răspunsuri legate de viitor. Dar iată că de curând am aflat o știre interesantă. O știre interesantă din două puncte de vedere. Este vorba despre această imagine. În imaginea pe care o vedeți noastră, este obținută imaginea cu ajutorul sondei Messenger, vedeți dumneavoastră ceva interesant. Este interiorul unui crater. Știți ce numai are acest crater? Care are un diametru de vreo 138 de kilometri. Un crater aflat pe suprafața planetei Mercur. Păi, n-aveți cum să știți. Nici eu n-am știut până în urmă cu câteva săptămâni. Acest crater are numele Eminescu. Iată-l pe Eminescu, dat ca nume unui crater care se află pe suprafața planetei Mercur. Deci este interesantă această imagine din punct de vedere științific, dincolo de bucuria de a vedea poetul nostru național urcat acolo, sus, în cer, pe planeta Mercur. Vedeți dumneavoastră suprafețele acelea un pic mai lucioase, stranii, foarte strălucitoare. Ele ilustrează un proces de eroziune de pe suprafața planetei Mercur. Mercur nu are atmosferă, sau mai bine zis, are atmosferă foarte, 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 foarte rarefiată. Cine, ce să producă această eroziune? Tot vântul, ca pe Pământ. Numai că nu este vorba de vântul, de mișcarea maselor din atmosferă, ci este vorba despre vântul solar, despre acele particule încărcate electric pe care Soarele le emite. Suprafața, Mercur fiind foarte aproape de Soare, suprafața este puternic încălzită. Rocile de la suprafață, anumite componente ale rocilor din suprafață, sublimează, se topesc, se amestecă. Și sub acțiunea vântului solar are loc un asemenea proces de eroziune pe care l-ați văzut ilustrat în imaginea de mai devreme. Este o știre interesantă, iată, nu mă gândeam. Iar din două puncte de vedere, știrea mi s-a părut interesantă și a reprezentat pentru mine ceva nou. Unu, că pe Mercur există un crater care poartă numele poetului nostru național și că procese de eroziune pot să aibă loc pe suprafața unei planete lipsite de atmosferă.
Este adevărat, Mercur are condiții cu totul speciale. Ea se află la o distanță de numai 46 de kilometri de Soare și probleme legate de orbita planetei Mercur de această dată, știți dumneavoastră, așa numitul avans de periheliu, chiar au dus la necesitatea abandonării teoriei newtoniene a gravitației, a, cum să spun, a fost unul din punctele de verificare a teoriei lui Einstein. O știre interesantă, urmează și alta. Vă povesteam anul trecut de telescopul spațial Kepler. Telescopul spațial Kepler este un căutător de planete extrasolare. Cred că, da, ceva mai puțin de un an, dar oricum, pe la începutul anului trecut, chiar v-am povestit despre senzaționale, despre spectaculoase descoperiri realizate de către acest telescop spațial. El a identificat până acum, nu mai știu, vreo 2000 ceva de planete extrasolare, dintre care câteva în zona locuibilă. Ce înseamnă această zonă locuibilă? Această zonă locuibilă este zona în care apa poate să rămână în stare lichidă, poate supraviețui în stare lichidă. Ori, dacă avem apă în stare lichidă, putem avea speranțe că acolo, pe planeta aflată în zona locuibilă, ar putea să existe viață. Personal sunt adeptul unei ipoteze. E o ipoteză extrem de îndrăzneață, dar făcând precizarea că mie îmi place această ipoteză și că din acest motiv sunt adeptul ei, bănuiesc că nu veți reproșa următoarea afirmație. Pe o planetă pe care apa poate să rămână în stare lichidă, nu este vorba numai de îndeplinirea condițiilor necesare pentru apariția vieții, ci de obligativitatea apariției vieții. Pe o planetă aflată în zona locuibilă, din punctul meu de vedere, viața este obligatorie. Un lucru interesant, nu-i așa? E o ipoteză, cum să zic eu, poate prea îndrăzneață, dar eu cred că viața ca atare, nu mă refer la civilizații extraterestre, mă refer la viața extraterestră, este foarte răspândită în galaxia noastră, este foarte răspândită în univers. De altfel, am mai zis și cu alte ocazii, îndrăznesc să afirm că există șanse deosebite ca pe Marte să existe viață, să descoperim în prezent organisme, microorganisme care să poată supraviețui condițiilor aspre care există pe planeta Marte. Avem câteva indicii în acest sens. Dar haideți să revenim la telescopul Kepler. Dacă avem noi planete în zona locuibilă, acolo, conform ipotezei enunțate de mine mai devreme, obligatoriu este viață. Să fi ajuns viața la acel nivel de dezvoltare, astfel încât să fie posibilă existența unei civilizații, să fie posibil ca acolo, pe planetele acelea descoperite de Kepler ca fiind în zona în care apa poate rămâne în stare lichidă, să fie posibil ca acolo să se fi dezvoltat o civilizație tehnologică. Este o întrebare tulburătoare care cu siguranță va aduce cu sine răspunsuri tulburătoare. Există programe destul de bine puse la punct pentru căutarea civilizațiilor extraterestre. Ați auzit de proiectul SETI, care tocmai asta și-a propus. El, proiectul SETI, a trecut prin o sumedenie de aventuri, între ghilimele. Inițial finanțat de guvern, apoi a fost abandonată finanțarea guvernamentală, s-a trecut pe o finanțare privată la mila bogătarilor, ca să zic eu așa. Dar, cum să vă zic, căutarea semnalelor radio, pentru că SETI asta încearcă să găsească, semnale radio care vin de la civilizații aflate în afara
sistemul nostru solar, n-a încetat. A existat întreruperi, dar n-a încetat. El s-a transformat în proiectul Phoenix, care și-a propus o altă strategie de căutare a civilizațiilor extraterestre. Nu a mai făcut o căutare pe întreg cerul, ci a căutat în zone interesante din vecinătatea soarelui nostru. Și a căutat semnale pe benzi foarte înguste de frecvență. Un semnal artificial nu este așa, buf, cum să spun, de o frecvență, de o bandă de frecvență foarte mare. El este, în general, un semnal extrem de îngust. Și în felul ăsta s-a încercat identificat unei posibile civilizații extraterestre. Acum, poate să ne dumeriți, v-am vorbit de telescopul spațial Kepler și acum am trecut la proiectul SETI. Da, pentru că de curând au fost date publicității rezultatele unor prime supravegheri radio ale acestor planete locuibile. Rezultatele? Să mai facem o mică paranteză înainte de a trece la rezultate. Îmi place așa să adopt și eu din când în când stilul acesta cu suspans. Uitați care este zona pe care le caută, în care se caută semnalul. Acolo aveți diferitele frecvențe în gigahertz și se caută pe o bandă foarte îngustă, banda aceea colorată cu albastru, care cuprinde și linia de 21 de centimetri a hidrogenului. Pentru că este de gândit, pentru că este o zonă liniștită, o zonă lipsită de zgomot, graficul acela reprezintă zgomotul. Căutarea se face în zona în care zgomotul este cu o intensitate mai mică, din câte puteți vedea și dumneavoastră. Este o zonă interesantă, cea de 21 de centimetri, pentru că, iarăși, fiind o zonă extrem de liniștită, lipsită de zgomot, te-ai gândi că o eventuală civilizație extraterestră va trimite mesaje către Pământ. Rezultatele? Iată unul dintre ele. Aici este reprezentată frecvența și timpul. Este, cum să spun, o căutare pe o bandă foarte îngustă. Acest semnal, care este un semnal extrem de curat, cel care îl vedeți dumneavoastră în imagine, este de la obiectul Kepler, numărul 817, n-am reușit să identific planeta ca atare în jurul cărei stele se află. Acest semnal are aparența unui semnal provenit de la o civilizație extraterestră. Mai există și un al doilea semnal, obiectul Kepler, numărul 812, care la rândul său are aparența unui semnal extraterestru. Nu vă bucurați, nu vă apucați să spuneți prietenilor dumneavoastră că gata, au fost identificate civilizații extraterestre. Nici pe departe. Încă analizele sunt la început. Ce vedeți dumneavoastră este rezultatul unor observații efectuate așa, în fugă, o săptămână, două. Ele trebuie extinse. Și de ce trebuie extinse? Pentru a se putea exclude posibilele și foarte probabilele interferențe produse cu semnale de origine terestră. Căci Pământul este un uriaș producător de undă radio, chiar în frecvențele acestea în care zgomotul este redus. Sunt tot soiul de armonici ale semnalelor principale care ar putea să interfereze cu semnalul captat de la respectivele planete extrasolare. Dar vedeți dumneavoastră, nu este frumos lucru, nu este interesant acest aspect. Toți acuză oamenii de știință că sunt răi, că sunt sceptici, că nu vor să vadă civilizațiile extraterestre care, iată, zic unii, deja ne-au invadat. Nu, oamenii de știință au nevoie de dovezi, oamenii de știință caută dovezile. Ar putea ca peste, eu știu, 2, 3, 4, 5 luni sau peste ani de zile, ca semnale de acest tip. Pentru că ce face Kepler? Ne ajută să, din mulțimea de stele pe care el le observă, și observă vreo 150.000 de stele simultan, să alegem acele stele în jurul cărora există planete pe care viața ar putea să existe. Deci căutarea care se făcea acum la întâmplare,
până acum se făcea la întâmplare, acum poate fi o căutare țintită. Avem de căutat un număr limitat de planete care se află în zona locuibilă, maxim câteva zeci. În felul acesta, căutarea devine mai precisă, căutarea devine mai interesantă, mai elegantă. Putem să urmărim o planetă săptămâni de zile, luni chiar, pentru a vedea dacă avem acolo semnale, avem de acolo semnale care vin, semnale care să aibă cumva o origine artificială, să fie semnale radio produse de către o civilizație extraterestră. Ar fi extrem de interesant. Este un loc pe care trebuie să-l urmărim. Este o zonă care trebuie să o urmărim în continuare. De acolo, de sus, de departe, dincolo de sistemul solar, ne vom întoarce în sistemul nostru solar, pentru că, vedeți dumneavoastră, tocmai s-au împlinit 8 ani de când pe planeta pe suprafața planetei Marte au fost depuse două sonde, două rovere. Este vorba despre roverul Spirit și Opportunity. Aici avem o imagine, să zicem noi, artistică a unui asemenea rover. Pe 3 ianuarie a debarcat Opportunity în craterul Gusev, 3 ianuarie 2004. A trecut deja 8 ani. Între timp, Spirit a avut oarece probleme. Între timp, Spirit și-a încetat funcționarea. De fapt, el s-a înțepenit cândva prin, undeva prin anul 2010, dacă nu mă înșel, s-a înțepenit în nisipul marțian și nu a mai putut fi clintit de acolo. Problemele s-au amplificat și, dacă nu mă înșel, îmi căutam hârtile, dar nu găsesc hârtia cu pricina, dacă nu mă înșel, prin mai 2011 s-a pierdut contactul cu acest rover. Haideți să vedem și drumul pe care l-a parcurs Spirit pe planeta Marte. Aici avem o diagramă întreagă, toată călătoria sa de la craterul, din zona aceasta a craterului Gusev, deci din stânga sus până aici, în zona asta din dreapta jos. Vedeți, n-a călătorit foarte mult. La așa, la o primă estimare, eu știu, vreo 5 km a călătorit, s-a deplasat el pe suprafața planetei Marte. Da, dar ce călătorie a fost aceasta. Ambele rovere ne-au putut transmite informații extrem de interesante de pe suprafața planetei Marte și, dincolo de detaliile legate de înțelegerea geologiei marțiene, de înțelegerea istoriei planetei Marte, nu trebuie să uităm un lucru extrem de important. Acest datele transmise de cele două rovere confirmă că pe Marte a existat o perioadă în care pe suprafața planetei a existat apă în stare lichidă. Aici aveți călătoria lui Opportunity. El încă mai funcționează, încă mai se deplasează pe suprafața planetei Marte. Făcând eu o paranteză, vreau să vă spun că inițial misiunea celor două rovere ar fi trebuit să dureze câte 90 de zile. 90 de zile marțiene. Faceți și dumneavoastră o socoteală. Raportați 8 ani la 90 de zile marțiene să vedeți că câte vieți au trăit roverele respective pe suprafața planetei Marte. A fost un succes neașteptat și îndrăznesc să afirm un succes nesperat. Misiunea acestor două rovere. Oricum, eu vă dau întâlnire deja, și am mai spus-o și în alte misiuni, vă dau întâlnire pe 5 august acest an, când un alt rover va debarca pe suprafața planetei Marte. Este vorba despre roverul Curiosity. Dar vreau să vă arăt o mică imagine, să comutăm pe monitorul meu, pentru că am o imagine frumoasă, o panoramă a craterului Santa Maria. Un crater care a fost vizitat de către roverul Opportunity.
Crater Trinity. Un crater care, cum să vă zic eu, reprezintă cumva o, chiar o mașină a timpului, un soi de, cum să numesc eu, da, este o mașină a timpului în care călătorim în istoria geologică a planetei Marte. Da, pot să revin în cadrul, adevărul e că nu pot să-mi opresc emoția, nu pot să scap de emoție atunci când este vorba despre misiunile acestea legate de planeta Marte. Și sunt convins că anii viitori ne vor aduce informații și mai interesante legate de planeta Marte. Așa cum vă spuneam eu, este foarte posibil ca pe suprafața, ca în interiorul planetei Marte, mai bine zis, să existe zone în care, măcar în anumite perioade ale anului, să existe apă în stare lichidă. Avem semne. Există semne, există indicii despre care v-am vorbit anul trecut. Ori asta, conform ipotezei pe care am enunțat-o acum câteva, nu știu, vreo 15 minute, ar face loc existenței vieții pe planeta Marte. Avem și indicii că ar putea să existe, ar putea să existe și în prezent viață pe planeta Marte. E vorba despre metanul marțian. Am vorbit adesea despre acest subiect și cu siguranță în acest an voi mai reveni asupra lui. Da, e frumoasă această căutare pe care o întreprinde umanitatea în prezent. Nu consider tot ce v-am prezentat până acum succese americane sau mai știu al cărei nații. Reprezintă rezultatele științei succese ale întregii umanități din punctul meu de vedere. Părăsim zona aceasta a științei, nu mai avem mult timp și vreau să vă arăt, vă spuneam la început, un gadget care mi-a plăcut mie foarte mult. Cum poți să faci procedura asta, să o faci să cânte? Cum poți să faci o suprafață oarecare să cânte, să scoată sunete, să producă muzică? Este un gadget interesant realizat de către, iarăși va trebui să caut prin hârtiuțele mele ca să găsesc, da, este un departament de cercetare al Universității University of London, MOGIS se numește acest departament, care cu ajutorul unui simplu microfon și al unui soft bine gândit, gesturile pe care le faceți sau zgomotele pe care le produceți dumneavoastră pe suprafață oarecare sunt convertite în muzică. Haideți să vedem despre ce este vorba.
interesantă idee. E un microfon banal, chiar se spune în știre, nu este vorba despre, eu știu ce, microfon de mare performanță, importantă este inteligența. Important este softul care prelucrează informațiile obținute cu ajutorul microfonului și le transformă în sunete. Vă dați seama, oricare obiect din jurul dumneavoastră poate să devină, la un moment dat, instrument muzical. Cred că știu prin regie cel puțin vreo două persoane care s-ar bucura să aibă un asemenea dispozitiv. Da, știința, tehnologia, lucruri frumoase, lucruri despre care în permanență afirm că sunt chestii frumoase, merită să trăiești în acest secol 21. Merită să trăiești în acest secol 21 pe planeta Pământ, pentru că, iată, începem să aflăm răspunsuri, începem să realizăm tehnologii care să facă viața, dacă nu mai ușoară, măcar ceva mai frumoasă. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.